La bine adolși și am venit să vă spunem la mulți ani. Știți cine ne-a trimis la dumneavoastră? Nu știu. Păi cum, că sunteți așa o doamnă foarte iubită. N-aveți idee cine ne-a trimis la dumneavoastră? Cred că papa din Italia, Dici. Dici? Ia mai gândiți-vă un pic. Cine ar putea fi? Nu știți? Nu știu. Bine, Măru, ma, sunteți mai aproape. Haideți să ascultăm o melodie, dar nu înainte de a vă da tortul, care este pentru dumneavoastră. Stați un picuț, așa, să mă ajute cineva. Haideți, fetele, veniți, vă rog frumos. Așa, să mă ajutați cu o floare, poftim, și avem și o șampanie, tot pentru dumneavoastră. Poftiți, poftiți. Și acum, haideți să ascultăm melodia și încă mai avem, stați un pic. Mai este cineva? Știți, vă rog frumos. Că avem și vârsta doamnei Cristina, 69, haideți să întoarcem, așa, așa, și acum sunt cadourile complete, deci urmează melodia, să o ascultăm. Melodia, vă dați seama din partea cui este? Aruticiu. Încă mă mai țin așa să vă emoționați, să vă citesc un mesaj. Da? În această zi specială, mă rog la Dumnezeu să te țină puternică, sănătoasă și fericită, liniștită și tot ce este mai bun să te ofere ție, pentru că le meriți din plin. Măcar atât să fac în semn de mulțumire pentru felul în care m-ai crescut. Pentru că orice aș face, simt că nu este suficient. La mulți ani, dragă mamă! Deci, este cineva care vă iubește la fel ca Diții și aș vrea să vină lângă dumneavoastră. Te rog să vii! Așa? Deci, din partea lui este surpriza și a soției, cu mesajul că vă iubește mult și că l-ați crescut într-un mod extraordinar. Și acum că suntem aici, cine dorește, haideți să-i cântăm doamnei și la mulți ani împreună. Așa să vă simțiți bine. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască.
să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Cristina să trăiască, Cristina să trăiască la mulți ani. La mulți ani, doamna Cristina, la mulți ani!